Scumpi frați și surori în Domnul Iisus Hristos, cuvântul sfânt al Domnului în după masa aceasta mi s-a pus pe inimă să citesc din cuvântul lui Dumnezeu de la Iona. Și atunci ar fi bine să ne ridicăm și să citim toată istoria asta, e grozav de frumoasă, dar ca să nu mă bâlbăiu și de-abia să văd, să citească fratele capitolul 1 din Iona, tot, cu luarea minte, clar, rar și tare. Iona, pagina Biblie, 893, capitolul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiului Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care merge la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis: ce? Dori? Scoală-te și cheamă pe Domnul Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veni să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea este din ce în ce mai înfuriată. El a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sângele nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi a luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin. Amin. Doamne Iisuse, condu Tu această gândire. Și pune Tu fraze în gura mea și cuvinte pe limba mea. Și fă așa ca să-ți placă ție și să placă bisericii tale. Îndură-te ca Ta-i puterea. În Tine ne încredem, de la Tine așteptăm și știm că Tu ne vei da. Dă-ne har și putere de slujire. Amin. Ocupați locurile. Atâta am în astă lume,
un nume dulce, scump și drag, cu care în orice împrejurare eu nu mă tem de-a morții prag, cu care în orice împrejurare eu nu mă tem de-a morții prag. Chiar de mi-ar sta demoni în față, în șir cu sutele de mii, eu totuși cânt și trec înainte, și învins de ei eu nu rămân. Eu totuși cânt și trec înainte, și învins de ei eu nu rămân. Că-mi stă doar fluturând la dreapta drapelul sfânt ce l-am primit și scris pe el un falnic nome al lui Iisus cel răstignit. Și scris pe el un falnic nome a lui Iisus cel răstignit. Glorie Domnului Iisus! Am început sub drapelul ăsta de pe la 16 ani să vestesc pe Domnul. Împroșcat cu multe cuvinte, m-ai dat deoparte de multe ori, dar odată a strigat Duhul Sfânt, ține tare mâna pe mânerul drapelului, să nu l-a pleci în jos, că vrăjmașor vrea să ți-l ia din mână. Dar crezi că numai mie? La atâți le-a luat drapelul din mâini și atâți plâng pentru că au pornit și nu mai știe unde au ajuns și nu mai știe dacă sunt pe cale sau dacă sub cale și sunt tăvăliți în gândurile lor și deznădăjduiți. Dar câtă vreme ții cu tărie la ce ai primit, Dumnezeu îți dă izbândă. Mărească-se Domnul Iisus! Asta și pentru bărbați, și pentru femei, și pentru fetițe, și pentru tineri, și pentru copilași care sunt educați de mici în cuvântul Domnului, la 8, la 9 ani, ei pot fi de folos Domnului și bisericii. Dar dacă nu, sosesc mari și nu știe ce e aia. Mulți se botează că se botez prietenii, se botează prietenii. Mulți se botează că zice tata și mama. Dar eu și alți mulți plâng, ard în duhul lor, să grăbesc să închei un legământ cu Dumnezeu. Strigă pentru asta și unii sunt respinși, iar nu se lasă. Și așa mai departe, e o mare lucru să fii încălțat cu râvna Evanghelii. Și alt lucru, să intri între evangheliști desculți.
e cu totul altceva. Scumpii mei, noi toți am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup, trupul Domnului Hristos. Dar credeți oare că toți câți îți botezați în apă și botezați cu Duhul Sfânt chiar și-au intrat în trupul Domnului Hristos, sunt toți vii? Nu. În statutul prim penticostal și mărturisirea de credință primă făcută de Bradin și cei de atunci, era acolo un articol scurt. Oricine nu se împărtășește în biserică și biserica face cina Domnului de 3 ori, nu pus dacă în fiecare lună sau în fiecare joie, cum făceam noi la început. În fiecare joie făceam cina. Și cina o lua cei ce trăiau în post și în rugăciune mulți, 3 zile și 3 nopți, în fiecare săptămână, nu mânca, nu bea apă. Și joia, cina se făcea după apusul soarelui și când se găta, merea acasă și mânca. Și nu erau salarii, dar ce era atunci? Adunai câte făină n-ai mâncat cu familia ta, câtă bucată de slănină n-ai mâncat. Și așa, cartofi, fasole, le adunai toate și mereu unul cu o căruță la dej și duce produsele și le vinde pe piață și aveai bani pentru biserică și pentru alte nevoi. Că zice că să zeciuiești, să dai din ce ai tu. Dar astăzi sunt frați cu bani și nu mai pot da zeciuiala, că vine prea mult. Nu? Dacă are 100.000 de euro, vai Doamne, cum să dai 10.000? Dar dacă te ține Domnul sărac și câștigi numai 1.000, 1.500 pe lună, atunci 100 ai o post, dacă nu e așa mult. Dar dacă te-o îmbogăță Dumnezeu, apoi de ce îl înșeli? De ce îl înșeli? Gândește-te bine că Dumnezeu ține evidență cu aleșii Lui prin bani. Poți fi proroc, poți fi pastor, poți fi ce vrei tu, dar real Dumnezeu ține socoteala și legătura bună cu tine prin bani. Nu-L cinstești pe Dumnezeu, nu te cinstește nici El. Nu mă vezi că sare ăla în cap, fără motiv. Nu mă vezi că ți se întâmplă nu știu ce. Nu mă vezi că îți pușcă o rotă și îți e a 10-a parte. Nu mă vezi că ți bolnav unul din casă și ai de plătit și ai de... Dar dacă ești prieten cu Dumnezeu, atunci tu nu-L înșeli pe Dumnezeu. Am văzut om dat afară din serviciu, era miner și s-a închis mina, avea 4 copilași și n-avea ce să se facă. N-avea
nici blocul în care a stat, că nu a avut cu ce plăti chiria. Și l-a dat afară, la Petrila locuia. Și azi Mirela ăsta îl ține 2, 3, 4 zile. Mai du-te mă și la alții, că m-am săturat de copiii ăștia tăi. Și apoi merea și la altul, ține și ăla câtva. Păi du-te mă și la neamul ăla și la ce știu care. Și vine iarna. Și mă duc la Petrila, la Lonea. Acolo am nepot pe Stănuș Ilie, băiat de-a lui sora mea, e presbiterul biserici acolo. Unchiule, avem aici un om foarte sărac. El știa că eu mă ocup cu săraci așa. Am un om foarte sărac aici, dar e tare credincios. De 2 ani, de când a rămas fără bani, dacă mere și taie lemne la cineva și îi dă 10 lei, când vine la adunare, un leu îl pune Domnului. Și ziceți, 2 ani de când l-am tot urmărit și am văzut că el, dacă câștigă 15 lei, dă un leu 50 de bani Domnului. Și am zis într-o zi către el, mă, dacă tu așa lucrezi, apoi Dumnezeu ție îți face casă. Și mergeam, trăia și nevastă mea, Persida conduce, și eu eram cu nepotul ăsta, cu Ilie. Nevasta era în fața coale. La un moment dat, uite, aia e femeia aia, mere printre blocuri pe o cărăruie. Oprește Persida repede. Du-te, mă, teamă. O teamă vine să pleacă, eu deschis geamul. Vai, fratele Hozan, da, eu sunt ucei, bai, ucei. Ieri dimineață, pe când să mă scol, te-am visat. Na, mă, Doamne, pă cum ai putut visa? Te-am visat, apă ce spune? Pă nu știu să spui nimic. Mi-ai dat ceva, mi-ai făcut ceva, nu știu ce ai făcut, dar toată ziua am sărit tot într-un picior de bucurie. Atâta bucurie m-a inundat de n-am mai putut. Hai, urcă în mașină. Și să urcă și ea în mașină, Persida întoarce și merem, că eu am fost cumpărat acolo un apartament într-un bloc la etajul 4. Dar eu nu l-am folosit, numai l-am cumpărat. Că... Merem acolo, ne uităm, gol, nu, dar frumos, larg destul. Persida, uite-te bine, vezi. Și hai să merem acum, ce să-i facă? Am plătit și să-i facă coperiș, că să strecura apa într-un loc prin betonul de sus. Coborâm în jos, ține cheia, închide. E săraca, nu închis niciodată iala, tot închidea și deschidea, nu știe, o închis, nu închis. La un moment dat a văzut că e închisă, fuge, noi deja am coborât un etaj. Frate Hozan, ține cheia. Fata mea, nu-i mai a mea cheia. Cum? E cheia ta. Măi, sărmana de ea, să cadă acolo. Și într-adevăr, visul ei s-a împlinit. De ce credeți? Că a cinstit pe Domnul cu banii ei, cu banii, 4 copii, fără casă, săraci, umblând din loc în loc, dar dacă a câștigat 10 lei, un leu a fost a Domnului. Dragii mei, gândiți-vă bine
că noi toți avem nevoie de propășire. Avem nevoie să propășim spiritual, dar avem nevoie să propășim și în cele pământești. Vrei să-ți crească avutul? Cinstește-L pe Domnul. Și acum hai să ne apucăm un pic să derulăm istoria asta frumoasă a lui Iona. Auziți numai, cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei a ajuns până la mine. Cât era de mare cetatea aia? Cam câți kilometri avea cetatea aia? În Toronto este stradă de 50 de kilometri. În Chicago este stradă de 150 de kilometri și ăla desparte Chicago în două, de răsărit și de apus. Dar cam cât era de mare Ninive? Citiți în capitolul 2 și veți vedea că Ninive era așa de mare cât o cale de 3 zile. Știi cât e o cale de o zi la un om? 60 de kilometri. Atâta poți să mergi pe jos într-o zi. 60 de kilometri. Odată a venit un frate, Bocotan Yoji. Locuiam în Sebeșel, eram bine aranjat aici, aveam sector, fostul raion Sebeș, și casa terminată și tot ce aveam pe aici. Totul bine. Și Duhul Sfânt zice, bărbatule, trebuie să pleci cât într-o zi bună de vară. Și acolo sunt niște porumbei răzleți și tu trebuie să mergi să te ocupi de ei. Măi, Doamne, unde o mai fi și asta? Mă tot judec, stând de vorbă cu unii mai bătrâni de acei, vine vorba cum plecau ei la Sibiu. Și zice, vara, se făcea ziua la 4, deja eram gata, 4, 5, 6, ne luam mâncare în straiță și seara, când se întuneca, ajungeam în Sibiu, 60 de kilometri. De aici am putut măsura cât era de mare și cetatea Ninive. Scoală-te și du-te la Ninive. Asta însemnează o trimitere omului Dumnezeu, sora și eu, om al lui Dumnezeu, trebuie să aibă trimiteri. Nu te-a făcut Dumnezeu numai să iei ce știu ce haine, să-ți faci părul nu știu cum, să te vopsești, să te prilostivești. Cum a venit una la noi în adunare odată, părinții nu-i prevenea la adunare. Iată, fata a venit. Apoi pe aici, așa de aici, până aici, n-avea numai cipcă. Și pe șold de aici până jos avea numai cipcă. Și peptul mai așa și... Când a fost gata adunarea, eu
M-am uitat la ea când s-o plimba de vreo 3 ori până adunare. Dar am uitat. Dar sărmana de ea îmi ține ea calea. Era înconjurată de mulți băieți, că era împodobită de vai Doamne. Pace, frate Hozan! Pacea Domnului! Dar tu, fată, ce te-ai îmbrăcat așa ca un drac? Dar n-ai de gând să te ceri cu mine. Tu taci, nu vorbi, că la urmă o pățești. Aici știi cum te lipezi de... Dacă așa vei îmbrăcată, să nu mai intri pe ușa adunării. Aici e biserica Dumnezeului celui viu, nu-i teatru, nu-i cinematograf, nu-i circ, nu-i piață. Aici e biserica Dumnezeului celui viu. Te-ai de gând să te îmbraci, fain, vină. De nu, nu mai veni tu. Păi dacă tu vii așa într-o lună, două, toate fetele vin ca tine. Nu-i voie. Am suferit o ceartă mare cu tată-sul. Dar în cele din urmă, de acasă, prin telefon, după ce am mers acasă, te dau în judecată. Păi du-te acum, mă, n-aștepta până mâine. Du-te acum. Dar, mă, mucoasa aia, te aude că tu te ceri cu mine. Păi ia ce lângă mine? Păi nu-ți rușine, mă. În loc să o disciplinezi, te ceri cu pastorul, mă. Păi nu-ți rușine, păi l-am luat eu. Ninunii am gândit, ăștia nu mai vin, gata. Dacă nu mai vin, nu mai vin. Nevasta săraca, te dau în judecată ăștia. Păi ce-i dacă mă dă în judecată? Ce-i? Pentru adevăr, mă duc oriunde. Mă-i dă telefon, o luptă, nu știu ce. Când îl iau eu așa, duminica viitoare nu vine nimeni din casă. A doua duminică, măi, cu socrii cu tot, o umplut o bancă cât o fost de lungă. M-am gândit, acum ai pai. Ăștia au venit să ia de mine. Dar cum se întâmplă? N-am putut ieși repede afară. Când am ieșit, mă uitam, mă, unde o fi ăștia? El merea către mașină, dar mergând să uita înapoi, mai merea să uita înapoi, a ieșit de sub cuporul și i-am făcut cu mâna. O fugi repede la mine. Am dat mâna, l-am îmbrățișat odată. Mă, eu-s bătrân, mă. Și eu nu pot suporta să văd ce nu trebuie să se vadă. Te rog, iartă-mă, mă. Ba, nu. Mă tale să mă ierți pe mine. Ba, mă, pe mine să mă ierți. Ba, nu, pe mine să mă ierți. Și ne-am tot iertat până ne-am sărutat. Dar după aceea, toți au venit la adunare. Mărit să fie Domnul. Fetelor, surorilor, bărbaților, trebuie să știți că aici e loc sfânt. Aici n-ați văzut să coboară Duhul Sfânt și vă vorbește. Ăsta e loc sfânt. Aici n-ai voie să faci târg. Aici n-ai voie să vorbești. Aici n-ai voie, când ai intrat, așează-te pe locul tău, cântă în surdină, roagă-te, dar nu mă, mă, ce-i aia, mă, ce-i aia, ce-i aia? Aici ai casa Dumnezeului celui viu, îi închinată pentru rugăciune, pentru cuvânt, nu pentru târguieli și pentru lucruri de nimic. Și învățați copiii mei. Când eu eram mic, eram greco-catolici în sat toți, dar când s-o să era o
pant așa din partea alaltă era drept, venea, dar de aici, din drumul mare, era o pantă. Când ieșeai de pe pantă, era considerată curtea bisericii, dar era cam de două ori lungă cât adunarea asta până la biserică. Acolo era o poartă. Când intrai pe sub poarta aceea, iarnă, vară, cum erai, descoperei capul și mereai smerit. Și când ai intrat după poarta aia, nimeni nu mai vorbea unul cu altul. Și când intrai în biserică, te așezai la locul tău care aveai strană și care nu în picioare, unul lângă altul, stăteai acolo 3 ore. Dar nu s-auzea musca, mă, nu s-auzea vorbe de oameni. Era în locul sfânt. Și aici, mă, botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, proroci, visători de vise, cu daruri de vedenii, cu daruri de a preamări pe Domnul prin cântări. Uitați-vă bine, cum cinstim noi pe Domnul? În casa Domnului nu ne interesează, partea Domnului nu ne interesează, pe mulți, nu pe toți, nu interesează săracul, orfanul, văduva. Fraților, noi așteptăm venirea pe nori a lui Iisus. Și când va veni El, noi vom fi ca El. Mărească-i să numele. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine vrea să fie al lui Iisus, apoi trebuie să trăiască cum a trăit El. Doamne, ajută-ne! Mă iertați acum, nu știu, așa am început. N-am putut ocăli. Tot de Iona vreau să mă leg și nu știu că mă leg tot de dumneavoastră. Doamne Dumnezeule, ajută-ne să trăim sfânt, sfânt, sfânt. Că așa a zis cuvântul Domnului și în Levitic și prin Apostolul Petru. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Și Dumnezeu e de 3 ori sfânt. Odată e că e sfântul sfinților. A doua, e sfânt întreg cerul cerurilor. Vreo 7 miliarde de ceruri. Care noi vedem unul. Dar după aia e o distanță și urmează altul, și o distanță și urmează altul. Și în a treilea cer o să se și Pavel. Dar el e asupra cerul cerurilor. Că Dumnezeu în Genesa 10 a făcut cerurile, foarte multe, și pământul. Și El stă deasupra. Despre Iisus scrie că s-a înălțat în locurile cele prea înalte. Când e vorba de prea înalt, acolo nu mai putem noi bănui. Aparatele cele sofisticate din California, Americii, alea povestesc că ar fi 7 miliarde de așezări din astea. Și Dumnezeu e deasupra. Și de acolo El privește să vadă tot ce se face în ceruri și pe pământ. Atât ai de mare Dumnezeul nostru, glorie Lui. Ochii Lui nu au perdea după care să nu poată vedea.
Ochii lui nu sunt împedecați de ziduri. Ochii lui nu sunt împedecați de întunecime, fiindcă el a făcut întunericul. Și întunericul e plin de raze care fotografii ăștia care îți spion și umblă să prindă pe câte cineva. Au aparate cu infraroșii. Când e întunericul mai grozav, atunci face fotografia mai corectă. Aparatele astea, la alte, trebuie să fie soare, trebuie să fie zi, trebuie ele să aibă o flacără, o flamă. Dar alea, când e mai întuneric, atunci îți face mai perfectă fotografia. De aceea zice salmistul, că și întunericul nu-i preîntunecos pentru el. Și el te vede oriunde ești. Cum zice Psalmul 139? Dacă mă sui în cer, tu ești acolo. Dar dacă mă cobor în locuința morților, iată-te și acolo. Păi dacă mă duc la malul mării, unde nu-i mai nimeni, numai eu, și acolo, oriunde, Dumnezeu cuprinde totul, mărească-i să numele Lui. De aceea, la Dumnezeu nu-i poți spune nume. Românește, noi numim Dumnezeu. Evreiește, e Elohim. Un cuvânt compus care nu-l poți atribui la singular, numai la plural. Că este vorba de Tatăl, de Fiul, de Duhul Sfânt. Jehova nu-i numele lui Dumnezeu Tatăl. Jehova, evreii, îi tradus la ei mai aproape de om, Iosua. Sau în grecește, Iisus. Oriunde citești Domnul în românește, în evreiește, Jehova. Și atunci citește și pe românește și vei vedea la subsol. Domnul mântuirea, Domnul medicul, Domnul care aude și așa mai departe, Jehova, Ire sau toate sunt nume atribuite lui Iisus. Numai înșelarea credinței necreștine, că ei nu cred în Iisus cum trebuie, numai ca arhanghel, nu-L cred mântuitor pe Iisus. Ei nu se pot numi creștini. Ei zice că Jehova îi Dumnezeu Tatăl. Dar nu, e Iisus. Citește și în Sfânta Carte a prorocului Isaia. Tu, Dumnezeule, care te ascunzi, Mântuitorule, vedeți? Pentru că el nu avea drept evrei să-l cunoască. Evreii erau obligați să țină un singur Dumnezeu. Dar și în numeri 6, un singur Dumnezeu, și binecuvântarea o dă întreită, cuprinzând trinătatea dumnezeirii. Vezi? Și în atâtea alte scrieri să descopere lucrul acesta, dacă citiți cu atenție. Dacă nu mă așa pe deasupra, ce puteți ști? Ești un trimis
Deodată ce te-ai botezat în apă și te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, tu ești un trimis, cum și Iona a fost un trimis. Iona a fost trimis la cetatea cea mare. Noi suntem un trimis în lumea cea mare. Iona s-a ferit de cetatea cea mare pentru că avea minte puțină. Era prorocul cu minte puțină. Și de multe ori se potignesc frații și azi că câte unul care îl vezi bine că, cum zic românii, n-are multe prune în straiță. Dar el, îl e Dumnezeu în primire și vorbește până el. Și tu stai mirat, apă cum mă, n-o găsi Dumnezeu pe altul? Păi nu, păi de ce? Pentru că el alege lucrurile alea slabe. Mărească-i să numele. Și prorocește ăla. Pentru fratele Andraș din Turda, când i-a venit și lui Dor de America și a avut fete acolo și mă rog, mă duc în America. S-a sculat în picioare în adunare un copil de 12 ani. Nu proroci niciodată, nici după aia nu mai proroci. Dar atunci o prorocit la Andraș. Dacă te duci acolo și vrei să nu mai vii, nici acolo nu vei mai lucra. Și s-a dus Andraș. La Seattle, fratele Antimie era tânăr, na? Ăsta era plin de putere. L-a propus de păstor a bisericii în Seattle. Toți frații bucuroși, el bucuros, dimineața l-a propus, după ce-o mâncat, l-a luat niște frați bucuroși să-l ducă la Sacramento. Mergând pe drumul paralizat și paralizat a murit, n-a mai vorbit. Vedeți? Și-a prorocit un copil pe care nu l-ai băgat în seamă. Să cinstiți darurile lui Dumnezeu și să cinstiți persoanele prin care lucră Dumnezeu și să le ajutați să crească. Stați pe lângă ei cu post, cu rugăciune, cu sfat. Poate veți găsi greșuri la ei, poate, măi, nu omorâți. Curățați orice izvor trebuie curățat, orice fântână trebuie curățată. Curățați, îmbărbătați și dați ghez lucrării Duhului Sfânt în adunare. Că toți pot să fie un trimis ca Iona. Dar Iona cu mintea lui puțină, știți ce-o crezut? Păi Dumnezeu e numai aici, în Israel. Afară de Israel, Dumnezeu nu știe să meargă. Afă nu-i nimic. Mă duc la Iafo și iau de acolo un vapor și mă duc la Tars. Că apoi acolo Dumnezeu nu mă mai vede. Și Dumnezeu l-a lăsat după mintea lui, până când a ajuns departe de țărm. Cârmaciu, marinarii de atunci, au avut ocazia să vadă valuri cum n-o văzut niciodată. Nu erau așa departe de țărm. Trudea să vină la mal, dar nu putea. Marea era din ce în ce mai întârâtată. I-a apucat frica, a aruncat unelte, a aruncat pachete, ce-a avut tot să fie corabia mai ușoară ca să se poată salta pe val când vine să nu o acopere valul.
dar tot mai tare se revalurile și tot mai înalte. Păi ce să ne facem? A început fiecare să se roage. Unii aveau zeul dreptatea, alții aveau, știu eu, pe Astarteia, cum o au până astăzi oamenii de aici, din țara asta. Știți asta? Nu știți. În mijlocul capitalei este o statuie mare și aia, în limba noastră românească, e Astarteia. Și când câștigă unii o cupă la jocuri, un chin Astarteii, se adună cu grămadă acolo și acolo sărbătoresc biruința lui ăla. Până azi, vedeți, alții se închină la Baal, zeu obișnuit, alții la, cine știe ce, alți zei. Dar cârmaciul, care nu mai avea ce face cu cârma sau ce știu care, se plimbă prin vaporul lor, se bagă și didisubt. De acolo de un om, dormeam, barca așa se legăna, el dorme ca un copil în leagăn, dorme dus. Scoală-te, ce dormi? Scoală-te, strigă la Domnul Dumnezeu tău. Auzi ce expresie? Nu se strigă la Dumnezeu Tatăl, strigă la Domnul Dumnezeu tău, că Iisus Hristos era Dumnezeul lui Israel, Domnul lui Israel, Iacve. Strigă la Domnul Dumnezeu tău, ca să nu perim, și la duce la ăștia, la alți, toți în jurul lui și începe întrebările. Ca și când ai dat aici de să iei cetățenia. Auzi, și-au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Nu știu câți au fost acolo, dar se vede că pentru fiecare au făcut un bilețel. Și deja vorbise cu Iona și o făcut și lui bilețel. Că mulți așa se înșală cu sorțul de vai, Doamne. Păi tragem la sorți. Păi cum tragi la sorți? Păi scriu pe un bilet da și pe un bilet nu. Păi dacă îți dau bilete, păi ce crezi? Amândouă dată nu țesă, nu? Unul trebuie să iei. Dar ăla e o păcală pentru tine. Nu se trage așa la sorți. În Baia Mare, la începuturi, de câteva ori s-au adunat și iară s-au împrăștiat și iar s-au adunat și în toată duminica alt frate era conducător. Și era între ei un ungur care nu știu dacă mai trăiește în Chicago. Ăla să scoală, frați, dacă lasați după mine astăzi, pune conducător la biserică. Cum? Lasați după mine. Nu, hai, o lăsa după el. Cum? Toți care vrea să fie conducător la biserică, să scrie un bilet cu mâna lui, cu numele lui și să bage la căciula. Și-o lua căciula lui, să bage la căciulă. Ce crezi? Din puținii câți au fost, 12 au băgat bilet la căciulă. Noi acum rugăm, s-o rugat, mă, cu toți. Acum trage. Ăla fi conducător,
care cu mâna lui scoate biletul scris cu mâna lui, cu nume lui. Ăla fie. Care cum scotea biletul? Nume tău? Nu. Bagă la cociula. Toți, pe rândă. Era, ținea verișoară de-a mea, Pușca Stelian, omorât el în Sacramento. Pușca Stelian se temea, dar și el a băgat bilet la căciulă. Dar el știe că el era un om foarte nervos și când se mânia, își mai pierdea adresele, mai zicea și cuvinte netrebuite. N-avea numai un copil și lucra pe un camion. Pe cum era atunci, dacă ducea cartofi, un sac, doi ducea acasă, dacă ducea cucuruz, așa era atunci. Și când bagă și el mâna, nume tău, da, Pușca Stelian, ăsta fie conducător. Sare toată adunarea, hoțul ăla, Michelul ăla, ăla face așa, nu se poate. Ungurul rugăm încă o dată, se rogă încă o dată și pe rândă toți biletele și Pușca scoate iară numele lui. Alt război. Ungurul nu se lasă. Încă o dată. Și a treia oară Pușca scoate numele lui. O ceda toți. Nu mai avut ce face. Dar doi, trei o scris la Bocheanu. Și atunci era avion la Baia Mare, de la București. Și vine Bocheanu. Când vine Bocheanu, cum se uita el așa în tot dungul un pic, care îl mai țineți minte. No, fraților, care-i năcazul aici? Păi, frate Bocheanu, uite, Michelul ăsta vrea să fie conducătorul bisericii. Dar cum vorbiți așa? Păi n-are numai un copil. Că atunci să punem mare preț, dacă ai copii, puteai să fii în comitet, dacă n-aveai copii, n-aveai ce căuta în comitet. Să pune preț pe asta, bătrânii. Acum ăștia alți nu mai pune preț. Nici pe aia, nici pe alta, nici dacă e botezat de Domnul sau nu, acum mere de-a palma. În fine, ăsta e un hoț. Ăsta fură, ăsta face așa. Bocheanu se îndreaptă, pune mâna pe el. Îi drept, drăguțule, ce zic oamenii ăștia de tine? Da, frate Bocheanu, îi drept, eu-s păcătos. Păi cum mă de l-ați ales pe el? Ungurul ăsta ne l-a pus după cap. Păi cum? Și atunci au spus tot. Când o văzumă că de trei ori din 12 tot el a scos numele, Bocheanu a făcut. Peste asta una eu nu mă mai bag. Și a rămas în capul bisericii că Dumnezeu zice peste ei răi pune unul mai rău. Și l-a pus pe Pușca Stelian, așa disciplin o băgat în ei că nu mai vorbea unul în adunare. Când zice vine la cuvânt, vine la cuvânt, când zice treci, se duce, întreabă-și. Nu comenta unul, că ăla era în stare să-i bată dacă n-ascultă. Și după ce i-a pus pe toți la rând și așa, el a plecat în Statele Unite Americii și adunarea a crescut de astăzi. Cred că cam la 2000 de frați în Baia Mare, în două biserici mari și mai sunt și grupuri. Vedeți? Ăla-i sort. Dacă pui un bilet și un bilet, apă ce-i aia?
copilul meu vine de la școală, mamă, dă-mi repede să mănânc, că trebuie să mă duc la școală. Îi fac semn la nevastă să nu-i dea. Mamă, dar eu de ce, mă, ce? Păi trebuie să mă duc să joc călușerii, să mă învețe, că vine nenea grozav Ion să ne învețe să jucăm călușerii. Mă, copile, mă, păi tu crezi că la Domnul Iisus îi place să te vadă pe tine sărind acolo ca o capră, mă? Păi dacă nu mă duc să-i spui la tovarășa că nu mă lasă ticu, mă, mă, stai cu minte, că n-am zis să nu te duci. Te-am întrebat altceva. Vrei tu să întrebăm pe Domnul Iisus, că Biblia zice pe copii să-i creșteți în ce? În mustrarea Domnului. Tu, ca părinte, trebuie să-L ai pe Domnul la îndemână și când nu-ți mereție cuvântul în inima copilului, Domnul să vină El și să te ajute. N-ai vrea să întrebăm pe Domnul? Ba da, dar tu atunci faci cum zice Domnul Iisus, că eu cum zice Domnul Iisus, așa te lasă faci. Și fac 5 bilete. Pe unul scriu, du-te la călușeri, pe unul scriu, nu te du la călușeri, pe unul scriu, fă ce vrei, pe unul scriu, Domnului Iisus nu-i place să te vadă jucând călușeri, și unul l-a lăsat gol. Na? Rugați-vă, cu persida mereți în casă, dincolo, rugați-vă, până să le împacheteze eu și găta rugăciunea. Repede, eu fost înapoi. Nu, acum persida scoate biletul și tu citește. Scoate biletul, când îl dă, citește tare, mă, sau și eu. Domnului Iisus nu-i place să te vadă jucând călușerii. Ai auzit, mă? Mă duc să-i spui la tovarășa, atât ați trebuie. Că apoi dacă ieși pe ușa afară, apoi vezi tu, du-te și dă mâncare la vacă, că era târziu, să făcea noapte de vreme. Când el ajunge în grajd, i-am învățat să tragă baliga și așternutul cu o sapă, să nu umble cu furca, ca să nu înțepe vaca la picior. Și sapa s-o pui așa în colțul grajdului după ușă. Dar el când a intrat în grajd, vine o trupă, cum venea la mine mulți frați. Vine o trupă de frați. El repede trage ce face, nu știu ce, și în loc să pui acolo, o zvârle în șur așa. Să urcă în podul grajdului, umplu o corfă cu fân, l-am învățat pe toți, nu mergeți cu spatele la scară, mergeți cu fața, țineți fiecare fuștel și așa coborâți. El a făcut pe viteazul, a venit cu spatele la scară, corfa mult, fânul. El nu a mai văzut cât e până jos, uitându-se de aici acolo, gândi că a ajuns jos. Și sare. Când sare, cum el o zvârli sapa, calcă pe sapă. Pac! Când se întoarnă, aia pleznește una peste un ochi. Odată numai fuge cu un ochi plângând și pune fânul grămad acolo înainte la vacă și vine în casă. Până s-o sit în casă, s-o vine țât pe aici. Și ochiul era umflat așa. Copile, du-te la călușeri. Păi cum să mă duc așa? Dar nu ți-am spus că Domnului Iisus nu-i place și El ți-am spus, te lovește, fiindcă tu insiști. Ai văzut că te lovește. De atunci niciun copil nu mai vrut când zicea ceva, întrebăm pe Iisus, ba nu. Iisus e Domnul familiei. Și Iisus e Domnul Bisericii.
și să nu vă jucați că El e în locurile prea înalte, dar avea de tot ce se face în ceruri și pe pământ. Mărească-i să numele. Mă, și l-a văzut și pe Iona, că crede că dacă merge la Tars apoi sau unde a vrut el, numai acolo nu-i Dumnezeu. Și nici nu l-a lăsat să se departă tare de mal. Ăștia vâzleu să vină înapoi la mal, dar nu puteau. Atunci vine întrebările. Și auzi numai. Prima întrebare. La Tars n-a putut să sosească. Dar în schimb, au zis unul către altul, veniți să tragem la sort, să vedem din pricina cui. Atunci ei au zis către Iona, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai? N-ai fost întrebat asta când ai intrat aici? Cu ce te ocupi? Ce meserie ai? Dacă ai mers pe la emigration, te-a întrebat, nu se poate să nu te întrebe. Ce meserie ai? După aceea, și de unde vii? Păi eu viu din România. Care ți este țara? România. Și din ce popor ești dacă vii din România? Ești ungur, rus, țigan, neamț? Din ce popor te tragi? Vezi? Dragii mei, toate întrebările astea au o taină în ele. Umblă cum ți portul și vorbește cum ți vorba. Nu vă scâlciați limba și învățați pe copii limba română. Nu-i lăsați să nu știe. Eu am nepoți, dar ei vorbesc românește, predică românește, predică în engleză și-s născuți acolo. Nu-i voie un român să-și piardă limba. Sau nu-i voie ca un copil de-a tău român să vie și să vorbească la români în altă limbă. Asta e o stricăciune grozavă. În 10 ani de zile, biserica nu-i mai română. Se transformă toată. N-ați văzut ce bine ați copiat. Spaniolii vorbesc tare. Și ați văzut cum ați copiat, mă, și copiii acolo pe hol. Wow, așa zbera, mă, gândeai că sunt codru. Păi e, dar în România era o civilizație, mă, vorbeai încet, frumos, unul cu altul. Când zberai, era sperietură, ce s-a întâmplat? Doamne Iisuse, du-ne în rai că aici pe pământ îi bai. Ajută-ne Dumnezeu să învățăm și să înțelegem. El i-a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Dar cu toate că s-o temut, au crezut că Dumnezeu nu-i numai în țara evreilor. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Întrebarea aceasta o putem pune lângă o fetiță tânără care vezi că vine la adunare fără batic pe cap, care vezi că vine la adunare cu unghiile vopsite roșu, cu sprâncene smulsă. Păi pentru ce ai făcut lucrul ăsta? Pretinde Iisus așa? Pentru ce ai făcut lucrul ăsta? Tu, adică,
Du-te în Alba Iulia, acolo e făcut Mihai Viteazul călare pe un cal, vis-a-vis de clădirea numită Babilona. Du-te acolo, eu un borcan cu vopsea și vopsește-i copitele la cal. Să vezi că nu scap fără 6 luni de pușcărie. Că zice, zbați joc de opera lucutare și să pedepsește. Eu odată crezând că fac bine, am restaurat ceva, că am fost maestru la monumente istorice și era o ușă de fier forjat, dar veche. Eu am gândit că o fac frumoasă și am dat și am vopsit o parte din ea cu negru, fain. Când a venit arhitectul care răspundea acolo, Hozane, Hozane, pă ce ai făcut, Hozane? Pă știi cât chin am avut până când am curățat-o cum trebuie? N-ai voie! Ce n-ai făcut tu, n-ai voie să modifici. Și tu îndrăznești să modifici ce-a făcut Dumnezeu. Păi pentru ce ai făcut lucrul ăla? Pentru ce nu te porți cum ai jurat? Cum ai zis la botezul în apă când te-a întrebat cât vrei să urmezi tu pe Iisus? Până la moarte! Și acum îți bați joc de trupul tău și arăți că nu ești mulțumit și mulțumită cum te-a făcut Dumnezeu. Păi tu ești mai înțelept, mai înțeleaptă ca Dumnezeu. Păi de ce ai făcut lucrul ăsta? Alții s-apleacă până la păcat. Și după ce s-apleacă până la păcat, li s-așează în inimă o povară. Și ieri, și în toate zilele, am întâlnit băieți tineri, fete tinere, nu mai am gustul ăsta să citesc Biblia. Nu mai pot să mă rog, nu mai pot, dar să ascult de mamă, de tată, poți. Păi eu știu, mă, că nu poți. Dar de ce ai făcut lucrul ăsta, mă? De ce te-ai aplicat la păcat? De ce te-ai aplicat unde nu trebuie? De ce ai făcut lucrul ăsta? Trebuie să fii foarte atent în mersul tău, că de aici, de tânăr, ți se clădește mântuirea. Cuvântul Domnului spune, când va veni El, Hristosul, vom fi ca El. Dacă nu vom fi dezbrăcați de trup, dar dacă suntem dezbrăcați de trup, mai putem fi ca El? Nu mai putem, fiindcă El, trupul acesta, l-a predat, trupul ăsta de moarte, l-a predat vieță și a fost îmbrăcat în trupul de slavă. Și noi trebuie să fim îmbrăcați în trupuri de slavă, așa că Apocalipsa ne scrie așa de frumos. Am văzut cetatea lui Dumnezeu cu oamenii coborându-se din cer de la Dumnezeu meu. Capitolul 21 acolo. Dar păi cum, mă? Mireasa vine din cer sau de pe pământ? Cortul lui Dumnezeu cu oamenii. În momentul când tu ai fost sigilat, ai avut legământ făcut, te-o sigilat cu Duhul Sfânt, Tatăl ți-a și pregătit în cer un trup nou. De aceea Apostolul Pavel zice că el ar dori în 15 la 1 Corinteni ca să fie dezbrăcat de trupul ăsta, dar mai degrabă ar dori să fie îmbrăcat cu trupul ălalalt ceresc peste acesta
și ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Atunci noi vom fi ca El. Dar tot Pavel îți spune că orice păcat nu e atât de grozav ca curvia. Și că dacă curvești, păcătuiești împotriva trupului tău. Adică tu faci ca trupul tău să piardă dreptul de a mai fi înviat. Poți să fii un duh slujitor în împărăție, dar nu mai poți să fii o identitate ca să seamăni cu Hristos. De aceea, atenție, copii, fetițe, bărbați, femei, atenție! Viața ne-a fost dată să o trăim cu Hristos, să o trăim în Hristos, să o trăim pentru Hristos, să trăim pentru împărăția care vine. Glorie Lui! De ce ai făcut lucrul ăsta? Și dacă chiar ai făcut, fii atent, smerește-te, pocăiește-te, luptă-te, stăruiește să auzi tu pe Domnul prin Duhul Sfânt cât spune, te-am iertat, că e așa de mare bunătatea Lui, mărească-i să numele. Auzi ce zice Iona în versetul 9 din 2. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire. Îmi voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Glorie Lui! Și Domnul ne iubește, păcătoși cum suntem. El a murit pentru păcatele noastre, dar noi trebuie să urâm păcatul și să iubim neprihănirea. Nu așa zice despre El. Tu ai urât nelejuirea și ai iubit neprihănirea, zice salmistul. De aceea, Dumnezeule Iisusă, Dumnezeul tău, Tatăl, te-a încins războinic, viteaz și așa mai departe. Doamne Iisus, ajută-ne! Frați sfinți în Domnul Iisus Hristos, nu uitați, oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese El. Știți, Cain, după ce a păcătuit și a omorât pe fratele său Abel, Dumnezeu i-a dat un verdict, fugar să fii pe pământ. Și știți că oamenii care păcătuiesc sunt fugari? Nu mai pot să stea pe loc. Am văzut tânăr aproape până în 30 de ani. Nici în servici n-a putut sta mai mult de o lună într-un loc. Nu-și găsa stâmpărul. Noaptea nu avea somn, îl măcina gândurile, îl măcina visele, tot felul de vise murdare și urâte. Și era scârbă de viața lui și acum era gata să moară, să se omoare. Și în predică
am strigat la el, tânărulei, care nu-ți mai găsești locul și ai vrea să-ți curmi viața, vin în față! Măi, și-a venit un tânăr de 18 ani, tot o fugă și s-a pus aici, toată adunarea a plâns, că nimeni n-a crezut de el așa ceva. Dar el așa era, pentru că a păcătuit. Și Domnul a vrut să-l salveze și de acolo. Că la Domnul-i mântuirea, așa am citit de aici, binecuvântat să fie mântuitorul ăsta, care n-ar vrea să piardă pe nimeni. Cum a zis către Tatăl în rugăciunea 17 Ioan, n-am pierdut pe niciunul din cei pe care mi-ai dat, afară de fiul pierzării, că era scris în Scripturi, trebuia să se întâmple așa. Pentru că Scriptura nu poate să treacă până nu se împlinește. Doamne Iisuse, ajută-mă pe mine și ajută pe frați, pe surori, pe tinere, pe tineri, să nu cădem niciunul din har, că suntem sortiți să avem har, suntem sortiți să fim mântuiți prin jertfa lui Iisus. El a luat asupra sa păcatele noastre ale tuturor. Și Isaia în 55 zice așa de clar că El a luat asupra Lui păcatele noastre ale tuturor. Pedeapsa ce trebuia să o suportăm noi ne dă pace și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți, fie-i slăvit numele. Dar El nu s-a rușinat și să se prezinte în cer cu o ținută obligatorie. Noi, dacă ar veni un ordin, toți când se intră în biserică, bărbații să aibă costumul ăsta, femeile să fie așa îmbrăcate. Să vezi câți ar mai veni la adunare. În anii 90 și nu știu cât, la Kitchener, un pastor de la Menoniți, am uitat anul, a zis anul ăsta și bărbați și femei să vie cu pantofi maro la adunare. Tot anul. Să vie cu pantofi maro. Măi, Doamne, după asta, de unde ai luat-o? Din Biblie. Bă, cum? Auzi, asta e o lege de încercare care nu vine în anul ăsta cu pantofi maro la 1 ianuarie, anul care vine, îl punem pe liber, ducă-se unde vrem. Păi de ce? Înseamnă că ăla n-ascultă. Asta e încercare, să văd dacă ascultă sau n-ascultă. Și să vezi tu menonițele și la câmp. Îs în fustă, nu pun pantalon pe ele, nici să le bați. Nu? Îs cu capul acoperit și pe stradă și în mașină și oriunde. Cum de ele pot așa? Că așa le-a învățat Simon Menone, un călugăr care o cerceta Scripturile și a înființat cultul ăsta a menoniților. Dar odată la noi în adunare, să vă spun și pe asta, că după ceasul meu eu am vreme, nu știu, după voi câte. Da. Fratele care era mai sus pus, o trimis la Church of God împotriva mea plângeri.
Dar nu era el de baie, nevastă să-l înjirdea. În fine, ei de la Church of God o găsi cu cale să trimită pe superintendentul peste bisericile de limbă română, Tam George. A fost și în România de vreo 2-3 ori. Un om sfânt. Și acum când a venit, respectiv a făcut un comitet lărgit. De ce a trebuit lărgit? Că în comitetul care a fost nu a îndrăznit nimeni să zică ce a vrut el, dar între cei adunați a găsit unul. Și el a început, Tam George stătea acolo și noi toți așa, în jur. Frate Tam, avem între noi un bătrân care vede numai așa ca și calul cu ochelari. Tot timpul spune să nu stăm între bărbați o femeie. Tot timpul spune de batic, tot timpul spune de rochii scurte, tot timpul. Da, înaintea mea doilea, ăla era în comitet, un bătrân, Văleanu, Petru Văleanu. El era un om nervos de, din orice lucru să mânie. El a crezut că zice de el. Dar eu am râs, că eu am știut că nu de el e vorba. Când ăsta vorbește și amintește că un bătrân, el a luat pe el, sare sus. Măi, mușe! Cum vorbești, ca rădeanii vechi. Nu ți-e rușine, mă, stai jos, măi, mușe! Cine te-o și băga și pe cine aici în comitet? Stai jos, mă! Măi, nu mai zis nimeni nimic. Dacă nu mai zis nimeni nimic, să scoală Tam George. Fraților, eu sunt născut în statul Alabama, din America. Și eu mulțumesc lui Dumnezeu că sunt născut în Alabama. În biserica noastră în Alabama nu stă niciun bărbat între femei și nici o femeie între bărbați. În biserica noastră în Alabama nu vine nimeni cu decolteuri, nu vine nicio femeie nici la lucru câmpului fără batic pe cap. Nici la lucru câmpului și niciunde n-ai să vezi nicio femeie în pantaloni. În biserica noastră din Alabama și-a început să spună cum îs ei, cum trăiesc ei. Dar nu au zis, tu ai dreptate, tu n-ai dreptate. Nu m-au spus, cum îs ei? Tot câte unul a ieșit afară. Vedeți? Și am lăudat pe Dumnezeu pentru înțelepciunea omului ăluia, care avea autoritate. Putea să zică, măi, ui, aici faceți așa, așa, dar nu a zis, Doamne, fer, ce să facem? O spus, cum e la ei în Alabama? Și toți au învățat lecția și au ieșit afară tot câte unul. Dragii mei, noi așteptăm venirea Domnului Iisus. Și acolo te va întreba întrebarea asta pusă lui Iona. Pentru ce ai făcut aceasta? Fii foarte atent. Te va întreba. Un teolog ortodox, episcopul Ardealului, când am înființat radio Vocea Evangheliei în Sibiu, la inaugurare am lucrat cu Poplăceanu de la Baptiști, cu doi frați de la creștini după Evanghelie, cu Țon, o mai veni și el, dar avem și un preot ortodox cu noi. Și când au fost aproape undele de transmisie, ministrul aerului nu vroia să ne aproape.
Bă, cât sunteți voi acolo, baptiștii ăștia, că au vorbit Poplăceanu și l-a spus că e pastor baptist. Păi, noi suntem toți creștini. Cum toți? Și ortodox, și penticostal, și ortodox, mă. Da, uite, avem aici pe părintele cutare, să scoală la picioare. Ăsta își fixează ochelarii. Mai, pe tine parcă te cunosc. Da, domnul ministru, mi-ați fost profesor în anii cutare și cutare. Și cum, mă, voi v-ați uniți acolo toți? Da, ne-au dat 24 din 24. La București, la Oradea, la Timișoara, numai tot câte 2 ore. 9 la Sibiu ne-au dat 24 din 24. Vedeți? Face mult să fii cu toți uniți. Să nu vorbești de rău pe nimeni, dar să nu-ți știrbești cărarea sfântă pe care tu-ai pornit. Măriți să fie Domnul Iisus! Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu are atâta putere și ne poate îndrepta pe fiecare. Eu n-am pornit să vă spun câte v-am spus, dar așa a venit pe bandă acum și mă gândesc că veți fi lovit și cu copiii de câte una și cu sorțul de câte una și trebuie că doar oamenii pe aici trec. Și așa mai departe. N-aș îndrâzni să-mi cer iertare, că atunci cineva ar putea crede că am vorbit de la mine. Dar așa cu câte o zâmbet, vreau să vă spun, Domnul v-a vorbit. Amin. Și nu rămâne decât și eu și dumneavoastră, copilaș, fetiță, surori, frați, să împlinim cuvântul Domnului, că teologul ăsta mare și episcop Ardealului s-a servit și o masă. Noi, care am fost pocăiți, am zis să pună masa aia acolo la o parte. O pus masa la o parte, aici să n-aduceți niciun fel de beutură, decât apă. Și așa a făcut chelnerii ăia. Când ne-am așezat acolo, mulți au fost și ministrul aerului, au fost ministrul învățământului, au fost ce știu câți acolo, din București, apoi autoritățile din Sibiu, mă rog, primarii prin județ, o mulțime mare, care de care mai cu ranguri. Zică-te, Poplăceanu, eu nu pot să stau, mă. Dar ce vrei să faci? Mă duc să aduc Biblia. Și am fugit și am luat Biblia din mașină și am venit și m-am prezentat înaintea tuturor. Aici era numai preoți cu episcopul lor în frunte. I-am sculat pe toți în picioare, am citit din Sfânta Evanghelie și le-am ținut o predică. După mine să scoală Poplăceanu, dar el nu a avut întâi inițiativa. Vorbește frumos. După Poplăceanu, să scoală episcopul. Și vorbește așa frumos, mă, de mai că ne-au întrecut pe noi. Omul cu școală multă. Între toate spune, iubiți creștini, noi trebuie să ne prezentăm la judecată și să știți că judecata se face cu un singur verb. Ai făcut sau n-ai făcut? Și aceasta va fi judecata. Toți ne vom cunoaște unul pe altul ca și cum ne cunoaștem pe noi înșine. Și când va zice, veniți voi care ați făcut, toți ori cunoaște care au făcut, nimeni n-a cârtit. Și când va zice, mergeți de la mine voi care n-ați făcut,
toți vor cunoaște și nimeni n-a cârtii. Cu un verb, judecata va despărți lumea în două. Nu uitați, de ce ai făcut lucrul acesta? Care l-ai făcut? Doamne Iisus, ajută-ne să facem numai lucruri pe care să nu ne fie rușine de ele. Mărit să fie Domnul! Pentru că în Sfântul Cuvânt, Sfântul Apostol Pavel, la 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, ne spune așa de clar, toți, inclusiv Pavel, toți va trebui să stăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, a lui Hristos, pentru ca fiecare din noi să-și dea socoteala și să primească răsplata pentru binele sau rău pe care l-a făcut când trăie în trup. Domnul să ne binecuvinteze și să vă binecuvinteze cu o pocăință sfântă, nu cu o pocăință becheagă. Nu vezi ce se întâmplă acum? Copii de păstori se tatuează împotriva Bibliei. Copii de păstori poartă cercei în urechi. Până nu mai vorbesc de fete, lănțișoare la mâni, la gât, la... Mă, Doamne, iartă-ne! Până unde merem? Până unde? Așa jos ne coborâm. Am ieșit din lume și acum întrecem pe lume. Când a început penticostalismul, popocăiță se cunoștea pe mers. Când se uita cineva după tine, mă, l-ai pocăit. Te cunoștea pe mers. Azi ce să-l cunoști? Dacă se urcă în mașină, în loc să aibă răbdare cu mașina, că e a lui și trebuie să o ție în ordine, cum o calcă, râu, de zboară de sub roți tot. Pocăința aia, nu? Păi, Doamne, apoi când merge pe drum, care de care mai înțăpat, mai țanțoș, apoi rochia, care de care mai crepată, mai ruptă, mai codă încolo, din coace până la brâu, ce, Doamne, mă, ce stricăciune a intrat între pocăiți. Dar o mirare că Domnul încă e bun. Dar nu uitați că vine să judece pământul și de la răsăritul soarelui până la apusul lui, el va striga, strângeți-mi pe credincioșii mei. Psalmul 50. Strângeți-mi pe credincioșii mei, pe pocăiți care au trăit în sfințenie, care s-au îmbrăcat decent, care au vorbit frumos, care au lepădat de la el mânia, minciuna, pofta trupească, firea asta, umblânzit-o prin harul lui Iisus primit și stă cu ochii ațintiți, vino! Doamne Iisuse, amin.